Bun găsit! În acest video voi vorbi despre rinichi. Am primit un mesaj de la o doamnă care este însărcinată. Mesajul sună în felul următor. Am descoperit săptămâna trecută la doctor că rinichiul meu drept este apăsat de bebeluș, astfel încât nu poate elimina toată apa și o reține. Mă doare destul de tare, iar forma rinichiului meu este încă de nerecunoscut prin piele. Bebelușul mă lovește tot acolo, fapt pentru care pe partea dreaptă nu pot dormi, nu mă odihnesc deloc bine și mă simt lipsită de putere. Bun. În principiu cam acesta este mesajul. Haideți să vedem cum privește medicina tradițională chinezească rinichii. Energia rinichilor corespunde interiorizării, calmului, da? Prin urmare este necesar să avem o practică zilnică a anumitor tehnici, da? Cum ar fi relaxarea, meditația, ne ajută foarte mult. Energia rinichiului drept este asociată energiei apei, a memoriei. Știm că apa are memorie, am făcut nenumărate videouri în care am tot povestit pe această temă. Corespunde anotimpului iarna. Iarna congelează interiorul corpului. Apa corespunde morții, nu în sensul pe care îl dă majoritatea. De exemplu, atunci când suntem în interiorul mamei, da, lichid amniotic, în acest caz înseamnă pregătirea vieții după moarte, da? După iarnă, întotdeauna vine primăvara, este un ciclu care nu se sfârșește, bine? Deci urmează renașterea. Întotdeauna este vorba de un ciclu. În corpul nostru, organele care sunt branșate la această energie sunt rinichii și vezica. Rinichii filtrează tot lichidul din corp, în special sângele, care este filtrat de 50 de ori în 24 de ore. Vă imaginați câtă muncă face, da? Este vorba de aproximativ 180 de litri de lichid în 24 de ore. Bun. Rinichii parcurg aproximativ 11 km și jumătate într-o zi. Și asta pentru că atunci când inspirăm, rinichii coboară aproximativ 10 cm. Când expirăm, urcă 10 cm. Asta înseamnă că corpul nostru fizic este în continuă mișcare pentru a putea menține viața. Da? Acesta este unul dintre motivele principale pentru care este necesar să fim recunoscători corpului nostru. Rinichii stochează esența vitală moștenită de la părinți. Da? Iar unul dintre principalele semne că rinichii funcționează bine este părul nostru. Da? Ne putem uita la calitatea părului nostru și putem vedea dacă acesta este bogat, înseamnă că rinichii noștri în principiu sunt echilibrați. Da? Este un semn. Apoi, din punct de vedere al comportamentului, putem vedea dacă avem curaj, okay? Dacă avem proiecte, este un semn că rinichii noștri funcționează cum trebuie. Echilibrul este fundamental, da? Dacă există prea multă energie, putem face lucruri periculoase. Există puțini oameni care au un exces de energie în rinichi. Dacă avem prea puțină energie, din contră, nu există proiecte sau nu le putem duce la bun final. Poate apare depresia, okay? Și gânduri de sinucid. Din punct de vedere al emoțiilor, da, emoțiile și rinichii, sunt trei emoții care afectează rinichii și glandele suprarenale și acestea sunt nesiguranța, paranoia și frica. Okay? Ei, la polul opus, virtuțile rinichilor sunt curajul și înțelepciunea. Da? Rinichii și organele, în general, pot fi tratate prin compensarea emoțiilor
sau cerințelor lor esențiale. Prin urmare, haideți să vedem ce putem face în cazul în care există o durere în rinichi din punct de vedere al medicinei tradiționale chinezești. În primul rând, am aici trei foi foarte frumoase. Da, ne arată aici, vedem rinichi. Okay. Acesta este un exercițiu cu care putem lucra dacă nu suntem însărcinate, okay? Pentru că este vorba despre sunetul rinichilor. Pentru că în cazul în care este vorba despre o persoană însărcinată, lucrând cu aceste sunete putem declanșa travaliul. Okay? Prin urmare, nu este de dorit să se întâmple acest lucru. Dar ce putem face? Este să ne luăm timp în fiecare zi, de exemplu atunci când ne trezim de dimineață și atunci când ne culcăm seara sau poate chiar și în timpul zilei dacă există un anumit timp de repaus, da, jumătate de oră, o oră. Ne așezăm în pat, okay, într-o poziție foarte confortabilă. În felul acesta nu este nevoie să stăm în postura de meditație, okay? Deci este foarte bine și pentru femeile însărcinate. Și pur și simplu ne focusăm pe rinichii noștri, iar în momentul în care inspirăm, ne imaginăm cum ambii noștri rinichi, în special rinichiul care este afectat, da? Cel unde simțim durere, este învăluit în culoarea albastră. Okay? Deci în momentul în care inspirăm, ne imaginăm frumos rinichiul sau rinichii învăluiți în culoarea albastră. Apoi, în momentul în care expirăm, ne imaginăm cum din rinichiul sau din rinichii noștri iese o culoare gri, cenușie. Okay? Acest exercițiu îl putem face timp de câteva minute dimineața, câteva minute la prânz, câteva minute seara. Este extrem, extrem de benefic. Da? Foarte benefic. Te simți foarte rapid o diferență. Bun. Apoi, un alt exercițiu pe care îl puteți face, de asemenea, bun pentru femeile însărcinate. Luați o foaie de hârtie, o împărțiți în trei și faceți trei coloane. Pe prima, în prima coloană scrieți frică, în a doua coloană paranoia, în a treia griji. Ok? Și pur și simplu, dacă ai timp, mai ales dacă ești în concediu, dacă ai timp, te apuci de conștientizat. În ce situații de zi cu zi simți frica? Ok? Și notăm în prima coloană. Da? Când simt zi de zi frica? Atunci când fac ce? Sau atunci când mă întâlnesc cu cine? Da? Sau pur și simplu, ne luăm puțin timp de gândit. Apoi, în a doua, paranoia și în a treia coloană griji. Da? Și vedem cam când simțim zi de zi, sau nu neapărat zi de zi, dar când ne întâlnim cu aceste emoții în viața noastră. Bun. Cealaltă variantă, dacă nu ai timp, da? Dacă mergi la serviciu, ai viața normală ocupată, dar sunt ceva probleme cu rinichii, pur și simplu e bine să ai această hârtie cu cele trei emoții la tine, zi de zi, bine? Și de fiecare dată când simți frică, de exemplu, scoți foaia și scrie evenimentul. Bine? Ei, facem acest lucru și trăim pur și simplu frica. Da? Îți dai voie să o simți fără să faci nimic altceva. Fără să-i atribui nicio judecată sau să o controlezi. Și vă dau un exemplu personal care am lucrat mulți ani, pentru că de când eram foarte mică mi-a fost frică de animale, în special de câini, indiferent de talia lor. Că erau mici, mari, mi-era foarte, foarte frică de câini. Nu puteam să trec pe lângă un câine, traversam strada, reacționam foarte urât de fiecare dată când se întâmpla să trec pe lângă un câine, mai sară pe mine să mă... nu știu, eu credeam că vrea să mă muște, ok? Nu știu care era intenția câinelui, dar pur și simplu exista o frică foarte puternică de câini.
Și ajunsă la vârsta de, nu știu, aproape 30 de ani, am dorit să rezolv această frică, pentru că, na, nu mi se părea normal să mă confrunt cu ea de fiecare dată când mă întâlneam cu câini. Și dacă până atunci treceam de fiecare dată strada când vedeam un câine, de atunci pur și simplu mi-am propus când văd un câine să trec pe lângă el, să fiu cât de prezentă se poate în clipa respectivă și să fiu atentă pe ceea ce simt. Ok? Și la început apărea frica. Da. Deci apărea frica și o trăiam cât se poate de plin. Da? La modul de plin. Chiar dacă ea apărea numai pentru câteva secunde, nu știu, 5-10 secunde, da? Timpul în care câinele făcea o anumită acțiune, da? Ori venea spre mine, lucruri de genul acesta. Deci întotdeauna câinele reacționa la modul în care eu mă simțeam. Întotdeauna se întâmpla lucrurile acestea. Dar eram foarte prezentă acolo. Pentru că știam că o emoție nu poate fi dizolvată decât dacă este trăită de plin. Ei, și am făcut acest lucru mult timp, poate chiar un an, da, poate chiar mai bine, referitor la câini, până când, la un moment dat, lucrurile s-au rezolvat. Și în momentul în care treceam pe lângă câini, când vedeam un câine, pur și simplu îmi umplam toată ființa cu foarte multă iubire. Okay? Simțeam foarte multă iubire în interiorul meu și pentru acel câine pe lângă care urma să trec. Și pur și simplu, în momentul în care treceam pe lângă el, îl simțeam ca pe Dumnezeu. Okay? Cam asta era trăirea. Și se întâmpla să câinele respectiv nici să nu mă bage în seamă. Sau, pur și simplu, exista, nu știu, simțeam că există o conexiune între mine și câinele respectiv, dar niciodată nu s-a întâmplat să vină înspre mine. Nu s-a mai întâmplat niciodată să mă atace, ok? Și pur și simplu lucrurile erau absolut normale, da? Eu eram foarte calmă, nu mai exista deloc acel stres în interiorul meu, acea frică. Pur și simplu nu mai apărea. Dar, așa cum am spus, a fost o muncă destul de, pe o perioadă destul de lungă. Bine? Bun. Apoi, ce mai putem face pentru a rezolva o energie stagnantă la nivelul rinichilor? Luăm o sticlă cu apă. Am vorbit deseori despre această metodă care este absolut fantastică. Luăm o sticlă cu apă, pe etichetă punem, scriem. Deci luăm o sticlă cu apă, punem o etichetă albă pe sticla de apă, o lipim și scriem: îmi umplu rinichii de curaj și înțelepciune. Sau pur și simplu scriem curaj și înțelepciune. Bine? Sunt calm, curaj, înțelepciune. Calm, calm. Calm, curaj, înțelepciune. Secundă. Da. Bun. Ei, și lăsăm acolo. Punem apă în această sticlă și o lăsăm peste noapte, okay? Pentru a se umple cu memoria acelor cuvinte. Iar de dimineață, când ne trezim, luăm acea apă și o bem ușor, liniștit, luăm câte o gură, o ținem în gură, o amestecăm cu salivă. În timpul acesta repetăm mental, da? Îmi umplu rinichii cu liniște, curaj, înțelepciune, okay? După care bem apa respectivă. Și pur și simplu simțim cum acea apă ne curăță rinichii de orice ar fi acolo. Bine? Ei, numai aceste două exerciții, da? Deci acesta cu apa și acela pe care îl putem face dimineață când ne trezim și seara înainte de culcare, da? Să ne imaginăm cum rinichii noștri sunt
plin de o culoare albastră frumoasă, dar numai aceste două exerciții pot să aducă o schimbare fantastică în viețile dumneavoastră într-o săptămână, aș spune, în 6 zile, de exemplu. Okay? Totul este să există o deschidere, da? Să existe o anumită disciplină pentru a dori să faceți acest lucru, pentru a dori să rezolvați acest lucru. Okay? Bun, apoi, ce mai putem face? Bem apă întotdeauna, când ne trezim, bem apă pe stomacul gol, apă călduță, da? Mâncăm și bem călduț pentru rinichi, nu rece, da? Supe, pregătim mâncarea, legumele la vapori, mai puțină carne, dacă se mănâncă. Nu mâncăm până nu mai putem, ok? Altceva, mai puteți să mai mâncați ginseng, să utilizați ginseng în mâncare sau ceai de ginseng pentru efect tonifiant, pentru sistemul nervos central, pentru oboseală, da? În cazul femeilor însărcinate, mai puțin, dar este foarte bun. De asemenea, scorțișoara este foarte, foarte bună pentru a încălzi rinichii, okay? Și ne ajută și la digestie. Ce mai putem face? Masaj la urechi, da? Masaj la nivelul urechilor, pentru a tonifica rinichii și pentru a aduce căldură în interiorul corpului. Și ar mai fi exerciții de făcut, exerciții fizice foarte ușoare, simple și cu efect fantastic asupra corpului. Voi vorbi despre ele într-un alt video. Dacă aveți întrebări, vă rog cu drag. Dacă puneți în practică aceste exerciții sau măcar o parte din ele, vă rog tare mult dacă puteți să scrieți la comentarii și să împărtășiți care sunt rezultatele pentru a vedea, pentru a împărtăși cu alte persoane care poate au nevoie, da, să aibă o credință mai puternică în faptul că funcționează. Ok? Vă mulțumesc foarte mult! Pa, pa!